început cu mici obiecte care pur și simplu de lipit, apoi m-am apucat de luminițe. Pentru prima dată m-am învățat să lipesc cu ciocanul de lipit. Mi-a plăcut enorm. Am reparat un mouse, l-am dezansamblat și l-am integrat corect și apoi am mers din nou. Am mers senzorul, am mers toate butoanele și tot a fost ok. Cluburile noastre sunt dotate cu instrumente de mână, instrumente electrice, diferite echipamente precum imprimante 3D, CNC routere, tăietoare cu laser și multe, multe altele. Avem 3 cutii pline cu echipamente vechi, fierbătoare, lămpi, powerbank-uri, căști și multe, multe altele. Primim de la partenerii noștri Moldrec, care ne ajută. Iar cei ce nu putem repara, le întoarcem. Am reparat o boxă, un telefon, un calculator am reparat și diferite chestii prin casă, ca microunda, televizorul, ceainicul de fiert apă și încă mult. Am terminat toate cursurile din cadrul Clubului Tinerilor Makeri. Sunt voluntar. Până acum am reparat foarte multe gadgeturi, începând cu fier de călcat, uscător de păr, placă de păr, imprimantă 3D. Vreau toate cursurile să le fac. Deja am făcut 3 cursuri. Arduino, imprimare 3D și CNC. Iar acum să mă duc al 4-lea curs, care și de, cu robotică. Robotică și C++, ca programare. Cât mai mulți tineri ar trebui să încerce să repare lucrurile, deoarece aceasta este un mod de a o economisi, dar și de a salva natura. Dar din experiența mea de inginer pot să vă spun că 70% din toate echipamentele care se defectează pot fi reparate și se fac de obicei foarte ușor, fie se lipește un contact, fie se schimbă un acumulator sau un component foarte mic.